Descoperirea a fost făcută de mai mulți trecători care au auzit strigăte de ajutor. Pe asfalt, într-o parcare, un bărbat zăcea într-o baltă de sânge. Oamenii au chemat imediat ambulanța, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Pornind de la cadavru, criminaliștii au refăcut firul întregului eveniment. Victima a fost găsită într-o parcare din apropierea unui bar, iar polițiștii au aflat ulterior că între conflictul s-ar fi consumat pe fondul băuturilor alcoolice în localul respectiv. Martorii sunt cei care au dezvăluit și identitatea a presupusului agresor. Ar fi vorba despre fostul concubin al femei, care este în prezent iubita victimei. Bărbatul a fost identificat și condus la audieri, iar anchetatorii încearcă acum să găsească și arma crimei. Dacă vor avea destule dovezi pentru a-l incrimina, bărbatul ar putea petrece în grei în spatele grătilor pentru omor calificat.